Jojo și Pauli Pate formează un cuplu redutabil, iar fanii nu i-ar vedea niciodată despărțiți, numai că activitatea profesională își cere drepturile, astfel că Paul și Jojo sunt obligați să stea o perioadă despărțiți. Tot cei care s-au așteptat la ceva mult mai grav pot răsufla ușurați. Fiind o perioadă de turnee, Jojo și Pauli Pate nu sunt împreună în fiecare zi așa cum și-ar dori. Jojo a postat de astfel, pe pagina sa de socializare, un mesaj în care a explicat întreaga situație, repetând și că Paul este omul pe care se poate sprijini permanent. Citez. E o perioadă de turnee în care eu și Paul nu ne mai vedem atât de des cum suntem obișnuiți. În astfel de momente îmi dau seama și mai bine cât de importantă este familia noastră și de unită. Dorul de tine mă face să fiu și mai mult recunoscătoare pentru tot ce mi-a fost dat, Pauli Pate. Am răcit un pic și aș vrea să fie aici, să mă strângi în brațe. Știu că mă alint, însă cea mai bună parte e că lângă tine pot fi oricât vreau eu de vulnerabilă, pentru că tu ești stânca mea neclintită și refugiul meu de fiecare dată când lucrurile o iau raznă. Te iubesc și-ți trimit dorul meu, a scris ea pe contul personal de socializare.